Gheorghe Benea, directorul Loteriei Române, și-a depus luni candidatura pentru funcția de primar al orașului pentru alegerile din luna iunie. Acesta candidează din partea partidului PDL și este considerat ca fiind principalul contracandidat al lui Costan Morar, actual primar al municipiului și candidatul PSD. Gheorghe Benea a vorbit despre alegerile ce urmează și despre motivele care l-au determinat să candideze la funcția de primar al municipiului Deș. Domnule Benea, astăzi v-ați depus candidatura. În primul rând, vă rog să ne spuneți care este motivul pentru care ați decis să candidați pentru funcția de primar. Au fost două motivele. Unul a fost acela că mi-a cerut partidul și eu mi-am dat acordul. Și al doilea a fost acela că dacă nu mi-aș fi depus candidatura de primar, la Deș n-ar fi fost concurență și ar fi candidat un singur candidat. Și nu se putea întâmpla așa. Ce anume credeți că vă recomandă pentru a fi primarul Dejului? Experiența și spiritul gospodăresc în primul rând. A fost o decizie ușoară sau greu de luat? A fost o decizie pe care am luat-o în ultimele 3 luni de zile. Deci n-a fost de aspect. În rest... Cum vă simțiți electoratul deja? Îl simt doar prin prisma celor pe care îi cunosc din Deș. Îl simt prin prisma celor care au multe probleme în Deș. Și nu în ultimul rând, poate chiar în primul rând, îl simt prin prisma celor peste 9.000 de pensionare a Dejului. Cum îi credeți pe ceilalți contracandidați ai dumneavoastră? Îi privesc la modul foarte serios și cred, având în vedere faptul că îi cunosc pe toți și ne cunoaștem și suntem în relații, să zic, amicale, cred că vom fi în stare să conducem o campanie corectă, cu simț de răspundere și cu fair play. Și că, virgulă, campania noastră se va bate doar în soluții pentru municipiul Deș. Mai mult, 6 persoane și-au depus până luni candidatura la funcția de primar al orașului, printre ei numărându-se și Mânzat Marcel. Deci mă numesc Mânzat Marcel, sunt de profesie avocat și candidez pentru primăria Deș din partea Partidului Național Sărănesc Creștin Democrat, atât pentru funcția de primar, cât și pentru cea de consilier local. Astăzi v-ați depus candidatura, nu? Da, așa este.